Konnichiwa minasan, Silvia desu. Bună ziua, dragilor, sunt Silvia Pătrașcu, Nihongo no Class e Yokoso. Bun venit la o nouă lecție de limbă japoneză. Îl avem alături de noi pe Alex-kun. Hai, konnichiwa! Konnichiwa! O genki desu ka? Hai, genki desu. Ii desu ne, sore wa subarashii, este absolut minunat. Bun, hai să vedem, în primul și în primul rând, ce ne așteaptă în această lecție. Vrem să vedem un pic din lecția trecută, ca de fiecare dată, și am vrea să mergem mai departe pe partea de hiragana. Așa că, haideți să începem cu fukushu, și anume recapitularea. Ja, în primul și în primul rând, vreau să ne reamintim faptul că am terminat cu toată hiragana de bază, ceea ce este o treabă foarte importantă și dacă știm aceste caractere bine, restul de reguli vin mult mai ușor, da? Sunt ușor de aplicat și de înțeles, nu prea există excepții sau sunt foarte puține, așa că important este să știm acest tabel în prima fază. Bun, regulile. Ce am făcut noi data trecută? Am vorbit despre lungirea vocalelor, da? Și vreau să trecem direct la niște exerciții care să ne reamintească cum anume făceam acest lucru. În principiu, adăugam încă o vocală cuvântului respectiv, da? Sunetului respectiv. Hai să încercăm să citim aceste cuvinte și să spunem și ce sunt. Hai, onegai shimasu, Alex-kun. Aici, oka-san, oka-san și înseamnă mamă. Mama cuiva. Hai, oka-san, exact, este mama cuiva și într-adevăr vom citi acest A lung. Hai, tsugi onegai shimasu. Hai, tsugi wa otou-san. Otou-san este tatăl cuiva. Ok, și cum îl lungim noi pe O, astfel încât să spunem O lung? De obicei cu U și există și câteva excepții în care îl putem lungi tot cu O. Hai, arigatou gozaimasu. Ja, tsugi wa? Tsugi wa onee-san. Onee-san și e sora mai mare. Hai. Și cum îl lungim noi pe E? Îl vom lungi de mai multe ori cu I decât cu E, dar nu este niciuna greșită. Așa este și voi scrie și un exemplu și anume... cel mai cunoscut, probabil, cuvânt japonez, da? Sensei, da? Care, deși se scrie sensei, îl vom pronunța sensei. Bun, hai să vedem mai departe, onegai shimasu. Tsugi wa onii-san, fratele mai mare. Hai. Tsugi. Tsugi wa imouto. Imouto e sora mai mică. Hai, sou desu ne. Otouto. Otouto e fratele mai mic. Hai, vedem că membrii familiei cu toții parcă au vocale lungi. Este vocabularul perfect pentru a repeta această regulă din hiragana, deșo? Bun, și uite încă un A lung. Cum citim? Mama e un fel de așa și așa. Exact, mama. Da, așa și așa. Foarte bine. Bun. Acum. Mai departe, provocarea către cei de acasă ar fi să scrie aceste cuvinte în hiragana și apoi să se corecteze cu felul în care îl voi scrie eu acum la tablă. Alex, când te rog să citești și să-mi spui ce înseamnă fiecare cuvânt până îl voi scrie eu în hiragana. Hai, Coco este liceul. Hai, tsugi. Sensei poate fi profesor sau în general o persoană care te învață ceva, adică și doctorul îi putem spune tot sensei. Hai, este titlul dat de domnul doctor, domnul profesor, domnul antrenor. Hai, tsugi wa? Ochi. Hai, care înseamnă? Ochi înseamnă mare. Hai, tsugi wa? Toi este poi mâine. Toi înseamnă departe. Hai, tsugi wa? Tsugi wa sugaku. Sugaku înseamnă matematică. Hai, tsugi wa? Tsugi wa ketai. Hai. Și chetai înseamnă formă, figură. Se poate și astfel, dar chetai în general este mobilul, da? Este ceva portabil, de exemplu telefonul mobil. Hai. Și ultimul? Yume. Yume e un adjectiv faimos, exact. Știu, cunoscut, celebru. Așa este, faimos, subarasi. Bun, ce se întâmpla la dublarea consoanelor? Cum citim noi aceste cuvinte care conțin acest tsu mic înainte de o anumită kana? Ia să-l vedem pe primul. Îl vom citi sakka. E ca și cum acel tsu mic ne-ar opri un timp acolo. Exact. Pentru că nu putem să scriem sakka-a. Nu există așa ceva în hiragana și atunci îl folosim pe acest tsu mic ca să dublăm consoana. Exact, da, și îl vom citi exact ca o pauză înainte să spunem kana respectivă, da? Sakka, ikkai, kite, yokata și așa mai departe. Hai să mai vedem încă unul, haide să vedem ce înseamnă ikkai. Ikkai înseamnă odată? Da, odată. Da? Bun, poate să însemne și etajul întâi. Depinde de kanjiul cu care îl vom scrie. Da, depinde. Bun, restul le voi lăsa pentru cei de acasă să exerseze cititul acestor, da, hiragana și cum anume ar scrie ei în romaji aceste cuvinte. Același lucru le propun să facă și invers, da? Din romaji să scrie în hiragana. Hai să vedem 2-3 cuvinte, cum anume le-am forma, unde am pune noi tsu mic în cuvântul isho. Isho, vom avea i, un tsu mic și apoi sho. Exact, și eu mic, așa este. Bun, și înseamnă împreună. Dar la zetai, unde punem? Hai, exact, ishoni, să facem ceva împreună. Zetai, unde îl are pe tsu mic? Tsu mic va sta mereu înaintea consoanei pe care o dublează, deci să avem ze, tsu mic, tai. Hai, zetai, nemaipomenit. Deci, efectiv, în loc să scriem o consoană separat, cum am scrie noi în alfabetul nostru, ei bine, vom pune acest tsu mic pentru că nu putem să scoatem consoana din kana respectivă. Ce facem? Scriem doar un bețișor și restul le scriem mai încolo, da? Deci nu avem cum să facem acest lucru. Bun, sonorizarea dakuten și handakuten. Ce îți transmite ție acest cuvânt sonorizare? Sonorizare e ca și cum am schimbat un pic citirea, sonorizarea unui kana. Exact asta face. Schimbă exact sunetul, da, da, da. Dar ce va schimba? Va schimba consoana sau va schimba vocala? Va schimba consoana. Așa este, bun. Deci în loc să învățăm încă o serie întreagă de kana noi, da, vom adăuga niște elemente care să ne schimbe nouă puțin sunetul. Haideți să vedem cum se numesc aceste elemente, da? De exemplu, dakuten. Se numește tenten. Sunt două liniuțe, ca ghilimelele. Hai... care exact asta înseamnă, liniuță, liniuță, da? Ten, ten. I desne. Bun, sunetul ka se va transforma în ga dacă adăugăm acest ten-ten. În regulă? Așa că vom avea kaul așa cum l-am învățat noi, plus încă două liniuțe. Iar toată treaba asta se va citi ga. Cum vom transforma noi sunetul ki? Se va transforma în ghi, adică citim ca în engleză, nu ca în română, nu e ghi. Hai, cu. Se transformă în g. Che. Devine ghe. Hai. Și co. Va deveni go. Subarasi, go. Deci, kakikuke-ko vor deveni gagiguge-go. Fantastic! Haideți să-l vedem pe următorul, pe sa. Deci, în ce anume se transformă sunetul s? Se va transforma în z. Așa este. Deci dacă îl scriem noi pe sa din hiragana, adăugăm ten-ten, deja îl vom citi za. Dar și... și e un pic o excepție, mai ales pentru că are și acel h Nu îl vom citi si, nu există, și nici zi, nu există în limba japoneză, vom citi ji. Foarte bine, și îl vom scrie ca și cum ar fi în limba engleză j-i, da? Ji, ca la juice, da? J-ul se citește mai degrabă j. Bun, super! Haideți să-l vedem pe su. Nu devine zu. Hai, z. Se. Devine ze. Se va deveni într-adevăr ze și ultimul, și anume so. Devine zo. Hai, zo. Fantastic! Dacă suntem atenți, vom vedea că ele nu se vor schimba sunetul așa aiurea. Adică din ca îl vom transforma în, nu știu, ma. Da? Ci vor fi niște transformări care sunt foarte apropiate de pronunție. Atunci când pronunțăm, de exemplu, sunetul ca, da, această grupare, putem să fim foarte atenți cum anume îl pronunțăm, dar ce mișcări face gura noastră. Și apoi imediat să-l pronunțăm pe ga. Ca, ga. Vedeți că sunt foarte, foarte, foarte apropiate. Deci nu va sări așa într-o cu totul altă galaxie, da? Bun, același lucru se întâmplă și la S, da? Care e o consonă de asta fricativă, da? Sa, za, da? Iarăși din S nu putem să-l transformăm, nu știu, în P, de exemplu, da? Bun. Mai avem încă două consoane care se pot transforma cu ten-ten. Care sunt acelea, Alex-kun? Nu mai putem transforma pe cele cu T. Taci țeteto. Hai. Aici avem niște excepții. Ok. Ia să vedem. Deci ta se va transforma în... Da. Foarte bine, în da. Ce se întâmplă cu ci? Ci, la fel, este și el mai special. Se va citi tot ji, doar că e mult mai puțin folosit. Exact, și se va scrie D-J-I sau D-I, da, în romaji. Într-adevăr, îl vom folosi foarte puțin, deci atunci când vom spune ji, în primul și în primul rând îl vom scrie pe acel ji din și. Bun, ce se întâmplă cu ț? Țu, la fel, este special și se va citi z. Exact. Dar același lucru nu prea îl folosim, foarte rar. Bun, ta, ci, ț, haideți să-l vedem pe te. Te devine de. Foarte bine, de, pe care să-l scriem de foarte multe ori în des. N-avem cum să nu-l învățăm. Și to? Ei, va deveni do. Foarte bine, do. În regulă, pe lângă ten-ten mai avem încă un simbol care ne ajută să schimbăm sunetele. Hai, care simbolul ăsta este mară, care de fapt înseamnă cerc, e un cerculeț. Exact. Da, mară, foarte bine. Și ce se întâmplă cu grupul hahifuheho? Hahifuheho este singurul care acceptă și mară și ten-ten. Exact. Deci prima dată se va transforma cu ten-ten și într-adevăr după aceea putem să mai vorbim de o schimbare cu maru. Hai să vedem. Ha cu ten-ten va fi? Ba. Foarte bine, va fi ba. Și dacă îi punem maru, va fi pa. Pa. În regulă. Care e copiat de b. Exact. Într-adevăr, nu au foarte mare treabă cu h în sine, dar ba și pa, da, aproape că se pronunță la fel cu aceeași mișcare a gurii. Bravo, bravo. Haideți să vedem în ce se transformă hi. Se transformă în bi și în pi. Exact. Foarte simpatic. Hai să-l vedem pe F. F va deveni B și P. B, într-adevăr, și P. Mai departe, He. He devine B și P. B, P. Ok, și ultimul, și anume Ho. Va deveni Bo și Po. Exact. Bo, po. Practic, vom avea babi bube bo și papi pupe po și sună foarte simpatic, zici că este o poezie pentru copii. Ia să vedem noi mai departe niște exemple. Haideți să le citim. Dozo negai shimasu. Aici, bangohan, Gohan de fapt înseamnă masă și Bangohan masa de seară. Cina. Foarte bine, cina. Sugoi. Tsugi. Hai, sampo. Sampo, deci sampo suru, ca verb, înseamnă plimbare. Hai. Tsugi onegai shimasu. Hai, tsugi wa eiga. Eiga pe care îl aveam și la hobby-uri, înseamnă film. Da. Tsugi. Hai, tsugi wa tomodachi. Tomodachi sunt prietenii. Hai. Mai departe. Hai, suzu. Suzu cred că era clopoțel. Așa este, da, clopoțel. Hai. Hai, tsugi wa buta. Buta și era porc, cred. Exact, porc. Purceluș. Și? Hai, peco, peco. E un fel de a spune foame, înfometat. Exact, exact, foarte, da. Înfometat. Ai fi foame, așa este. Da, poți să spui onaka peco, peco des, da? Adică burtica mea face peco, peco, adică burticii mele îi este foame. Noi putem acum să citim expresii întregi în limba japoneză. Da? Ia uite, deja nu mai vorbim doar de câte un cuvânt aici și colo, da? Știind atât de multe reguli, putem să vorbim chiar de niște fraze. Haide să vedem prima expresie, cum am citit-o. Onegai shimasu. Prima expresie, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Care înseamnă? E mulțumesc în trecut. De la arigatou gozaimasu. Mulțumesc frumos chiar. Da, arigatou exact. Gozaimashita pentru ceva din trecut, ceva ce ați făcut pentru mine, poate. Așa este, așa este, da. Bun. Tsugi, onegai shimasu. Hai, o genki desu ka? Ce înseamnă? O genki desu ka este clasica întrebare cu care ne începem lecțiile și orice conversație, dacă ești bine. Ce faci? Exact, da, ce mai faci? Ești bine? Într-adevăr, genki înseamnă sănătos, da? Deci, literalmente ar fi ești sănătos. Bun. În kanji, genki de fapt are spirit, deci îți este spiritul bine, într-o stare de bine. Exact, exact, da. Foarte frumos, într-adevăr așa ne luăm, începem și noi, dar este folosit între cunoscuți și în loc de bună ziua, da? Mai ales între, poate, prieteni, poate să fie direct genki, da? Ești ok? Hai genki, da? Bun. Mai departe. Hajimemashite. Care este? Este prima expresie pe care am învățat-o, cred, la japoneză. Îl folosim în orice prezentare. N-are o traducere directă, dar e un fel de mă prezint. E prima oară când mă prezint. Exact. Formulă introductivă atunci când ne prezentăm prima dată cuiva. Nemaipomenit. Hai să-l vedem și pe ultimul. Hai, onegai shimasu. Onegai shimasu, îl aveam și în Yoroshiku onegai shimasu. Onegai, de fapt, înseamnă te rog sau cerere și onegai shimasu fac o cerere, deci un te rog. Exact, te rog sau vă rog. Așa este. Te rog e doar onegai. Onegai singur e te rog. Așa este. Bun, și eu atunci când îți spun da să rezolvi ceva, îți spun tot ori onegai shimasu, ori yoroshiku onegai shimasu, mă las, da, pe mâinile tale. Astfel putem noi să începem să citim texte. Și vreau să vedem cum ar suna două, trei rânduri dacă le-am vedea scrise doar în hiragana. Haideți să citim onegai shimasu. Ohayou gozaimasu. Hai, care înseamnă? Bună dimineața. Hai. Și răspunsul? Ohayou. Hai, care este tot bună dimineața, dar mai puțin politicos, așa este. Ia să vedem. Genki desu ka? Exact, ce am zis noi mai devreme, da, cum te simți, ești bine, ești sănătos, hai. Hai, genki desu, asanwa. Hai. Răspunsul ce înseamnă clasic, acest? Da, eu sunt bine. Hai, da, sunt bine. Asanwa e un fel de a spune, dar tu. Exact, pentru că noi nu îl folosim efectiv pe tu în limba japoneză, da, niciodată. Poate să... Exact, niciodată. Nu chiar, aproape niciodată. Da, ca să fii pe partea sigură a lucrurilor, da, este bine să nu-l folosești și atunci să le vorbești oamenilor în loc de tu să le spui pe nume. X-san, da, Popescu-san, Yamaguchi-san. Dar doar pe nume, trebuie și san la final sau exact. Ceva. Nu doar pe nume, dacă îi spui doar pe nume înseamnă că vă cunoașteți de când erați copii. Da, sau că ești foarte nepoliticos sau arogant. Bun, uite, astfel putem deja să citim lecții, texte întregi, propoziții întregi. Hai să o vedem și pe ultima. Hai, watashi mo genki desu, arigato. Eu de asemenea sunt bine. Watashi mo e tot e watashi wa, dar mo îl înlocuiește pe wa și înseamnă de asemenea. Deci și eu sunt bine, mulțumesc. Așa este. Bun, aceasta a fost lecția de astăzi și ne dăm seama că chiar dacă mai avem încă o regulă la hiragana, deja știm să citim o grămadă și deja începem să înțelegem dialoguri ușurele. Putem să le vedem atât în hiragana cât și în romaji, da? Aceasta a fost lecția de astăzi și ne dăm seama că avem foarte multe cunoștințe, mai ales despre hiragana. Data viitoare terminăm chiar și ultima regulă. Așa că încă o dată felicitări pentru toată această muncă. Sunt sigură că nu este ușor, nu e la îndemână, dar mi se pare că este și foarte împlinitor că am ajuns aici. Alex-kun, arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Sper că și celor de acasă le-a plăcut această lecție și că le-a fost de folos. Ne vedem data viitoare. Ja, mata ne!